Pentru al treilea an consecutiv, Slatina are echipă care evoluează pe prima scenă a handbalului românesc. Victorina Bora este antrenoarea care a dus, dar a și menținut formația CSM Slatina în Liga Florilor. La sfârșitul lunii august se va da startul sezonului 2019-2020 al Ligii Naționale de Handbal Feminin. Cei care doresc să le fie alături fetelor coordonate de Bora sunt așteptați să își procure abonamente. Începând cu data de 8, respectiv pe 8 și 9 august, între orele 10 și 16, la bazinul de înot, vor fi puse la dispoziția suporterilor echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal Slatina, abonamente și bilete pentru meciurile susținute acasă. Meciurile de pe teren propriu vor fi susținute în sala de sport al EPS Slatina, iar prețurile, atât pentru abonamente cât și pentru bilete, au rămas neschimbate, spun cei din conducerea Clubului Sportiv Municipal Slatina. Ca și în sezonul trecut al Cupei Florilor, tariful este de 100 de lei pentru abonament și 5 lei pentru bilet. Trebuie să prezinte o copie de pe actul de identitate, ca și în sezoanele trecute, astfel încât poți să intre în posesia abonamentului. În prima etapă de pe teren propriu, posesorii de bilete și abonamente vor avea parte de multe premii și numeroase surprize.